știți ce, domnișoară? Dacă măcar îmi spunea, mă băiete, s-ar putea ca din astea să paralizez. Eu nu l-am, domnișoară, vă asigur de treaba așa, eu îmi cunosc pe mine. Cum adică ți-au un medicament care, deci, are stă așa la mijloc. Ori mor, ori trăiesc. Nu, nu, eu nu iau așa ceva, domnișoară. Eu dacă mă duc la doctor, mă duc numai să trăiesc, să-mi facă bine. Dacă nu pot să-mi faci bine, lăsă-mă așa, cum sunt. Cum vi s-a schimbat viața? Hai de mine, domnișoară. Acum sunt mulțumit că fac din, ca să avem o expresie, din 100 de bucăți, sunt mulțumit că fac 3. Una, am WC-ul în casă, dacă doriți puteți să-l vedeți. Deci, pe ziduri, mă duc până la WC-ul, domnișoară dragă. Și nu puteți înțelege, să te duci la WC-ul. E ceva, pentru tineret, pentru oamenii nenormali, e ceva normal, te duci la... Nu, nu, pentru mine e extraordinar de ceva. Apoi, pot să-mi pun să mănânc, cu mâna asta, pot să mă descurc, ca să zic așa la minimal, și sunt fericit, domnișoară. Adică nu oblig nevasta și copiii să... Să aibă grijă de mine. Și nu mi-e rușine să vă spun. Am pierdut relația sexuală de tot. Nu numai acestui duc. Și fug de nevasta mea. Deci nu ea. Ea n-are nicio treabă. M-a îngrijit, m-a spălat. Grijă. Dar fiindcă nu mai sunt potent și din cauza asta, că a venit vorba, fug eu de ea, nu ea de mine. Să dea Dumnezeu să nu înțelegeți niciodată ce spun acum. Și din toată boala asta, ăsta mi se pare lucru cel mai groaznic. Pentru că nu sunt totuși prea bătrân.